mulțumesc și eu. Ce să zic, a fost întotdeauna nemângâiat că am fost contemporan de pildă cu Arsenie Boca sau cu Nicolae Steinhardt sau cu Ioan Ianolide, ca să dau numai câteva nume, și n-am ajuns să-i cunosc, să-i văd în carne și oase și să-i cunosc față către față. Cam acesta este sentimentul pe care l-am și față de doctorul Corneliu Dida. Dumneavoastră, constanțenii, îl cunoașteți, nu știu cât ca autor, dar în orice caz ca om, aveți acest privilegiu. În timp ce eu, cumva, a trebuit să mă mulțumesc târziu cu autorul. Un autor care a ajuns la cunoștința mea tot prin strădaniile fiicei sale, doamna doctor Alina Ioana Dida, care a făcut tot ce s-a putut face și va face în continuare, din cât am înțeles, pentru a salva această memorie și moștenirea literară, și nu numai literară, și publicistică în general, care a rămas de la doctorul Dida, un caz foarte interesant, pentru că nu este un scriitor de profesie, cum se spune. Scrisul a fost pentru el o ocupație, ci o vocație în care s-a refugiat permanent și și-a găsit împlinirea în vremuri aspre. O vocație pe care îi exercită și înainte de 1989 și după 1989, dovadă că se identifica ființial cu scrisul. Cartea pe care am reeditat-o la editura Cristiana în 2016, apărută inițial în 1994 aici la Constanța, este probabil cea mai cizelată dintre cărțile care au rămas, terminată deja în 1987, iar lucrul ăsta este extrem de semnificativ și de greu de consecințe. O carte care trebuia să facă parte dintr-un ciclu mai aspru, mai amplu, saga sud-estului, n-a fost să fie, înseamnă că a mai rămas o scriere care este în curs de culegere și editare, probabil o vom avea, probabil la anul viitor. Prin urmare, o creație literară semnificativă și care salvează o idee la noi, ideea de literatură de sertar. Înainte de 89 s-a făcut multă agitație în jurul acestui concept. Se presupunea că intelectualii noștri obidiți, care nu aveau libertatea să se exprime liber, mă rog, așa cum voiau ei, scriu undeva pascuns și țin în sertar lucruri care vor apărea atunci când vremurile vor fi propice. Și toată lumea s-a așteptat, după evenimentele numite punefracție, revoluție, în 1989, să explodeze această literatură de sertar. Revelațiile au fost numărate pe degete. Dovadă că intelectualul român nu se strofocase prea tare, sau în orice caz găsise un mod de a cădea la pace cu cenzura comunistă și de a-și publica cu mici compromisuri, mă rog, scrierile în condițiile date. Sigur că au fost și revelații, cum a fost de pildă jurnalul Fericirea lui Nicolae Steinhardt, a apărut postum în 1991, o chestie absolut notabilă. Dar astfel de probe de literatură sertară au fost foarte rare și nu neapărat de o valoare semnificativă. E, doctorul Corneliu Dida a reușit, iată, să termine un roman ca Valea Nistrei în 1987 și dacă s-a spus, domne, lucrurile astea au fost așa de puține încât nu e corect să vorbim de literatură de sertar și mai degrabă de mitul literaturii de sertar. Doctorul Corneliu Dida vine și contrazice cumva această poziție. Nu, au existat și realizări importante, chiar dacă
n-au ajuns la cunoștința publicului larg. Și aici este o drama culturii române post-decembriste. Nu reușim să ieșim din anumite inerții și valori esențiale ale culturii naționale sunt marginalizate, aproape ignorate de publicul larg. Și Pântrele se numără de această carte cu totul excepțională, după părerea mea, este cel mai bun roman pe tema rezistenței anticomuniste care s-a scris în literatura română și înainte 1989 și după, pentru că să știți că înainte 1989 a început această tradiție consolidată relativ mai apoi a dezvăluirilor despre perioada aceasta controversată a obsedantului deceniu. Aduceți-vă aminte de pildă romanele lui Marin Preda. El pentru prima oară a avut curajul să zugrăvească de pildă viața în închisurile comuniste, în cel mai iubit între pământeni și așa mai departe, permițându-și în poziția pe care și-o dobândise, lucruri pe care alții nu și le-ați putut permite. Sigur, 89-90 în continuare n-au mai existat opriști. Era la liber să exploatezi acest silon de experiență, de suferință, de jertfă și l-am făcut într-o măsură foarte mică. Să numără pe degete romanele inspirate, nu zic neapărat din închisorile și lagărele comunității, ci din viața în comunism în general. În universul, să zicem așa, vicios al acestei lumi comuniste. Am preferat mai degrabă să ne prefacem că am uitat, aproape că ne-am impus uitare, nu? Și preferăm să abordăm mai degrabă teme în care, mă rog, știu, abordăm imediatul sau mai muțărim modul de existență al altora. Nu știm să ne valorificăm propriul nostru capital de suferință și jertfă, să învățăm cu adevărat din lecțiile propriei noastre istorii. Ei bine, romanul doctorului Corneliu Dida tocmai acest merit extraordinar îl are. El ar fi meritat, într-o lume normală, să deschidă o direcție în literatura română. Direcția aceasta a literaturii mărturisitoare, care să zugrăvească toată această experiență complexă a odioasei epoci comuniste. N-a fost să fie și pentru că, sigur, romanul a apărut în 1994. N-ajunge însă ca o carte doar să apară. Trebuie să fie și băgată în seamă, trebuie să fie și mediatizată de oameni care au audiență, care au greutatea cuvântului. Ori presa noastră literară este lui la pământ. Așa zis, noștri critici și istorici literari ocolesc cu grijă astfel de oferte și, în general, sunt în continuare tributari ca și istoriografii români anumitor comandamente ideologice. Și s-a făcut într-un așa fel încât această carte a trecut practic neobservată. Deși i-ar fi meritat să aibă un cu totul alt destin. Iată că 22 de ani mai târziu am reeditat-o la Editura Cristiana, sigur într-o ediție mai îngrijită, dar nici de data aceasta ecoul nu a fost cel scontat. Deci, oficialitatea culturală românească refuză cu obstinație să bage în seamă acest tip de literatură. Nu știu ce se poate face și când se va putea ca să ieșim din acest cerc vicios, dar ne sărăcim din mers, ca să zicem așa, ignorând, nu, tocmai ceea ce ar putea nu numai să ne recomande, dar să ne și mobilizeze, pentru că e mobilizator să știi că ai în urmă o tradiție, nu? Din care să crești mai departe. De fapt, este marele pariu pe care îl pune lumea românească cu întreaga moștenire a rezistenței anticomuniste. Una este să intri în acest clișeu ideologic al unei românii incapabile de reacțiune la abuzurile comunismului,
a existat această idee care încă se colportează în anumite medii, în mod mistificator și interesat, că românii n-au știut să se opună cu adevărat comunismului, inclusiv biserica românească a căzut la pace cu partidul. Nu? Noi n-am avut reacție ca ungurii care au făcut contra-revoluție în 56, ca polonezii care au făcut solidaritate și așa mai departe. Toate lucrurile astea, sigur că sunt profund neadevărate, pentru că România totuși a avut cel mai cumplit sistem concentraționar în tot lagerul socialist, afară de cel din Uniunea Sovietică. Nicăieri, nicio țară comunistă din zona europeană și nici în alte părți, poate cu excepția Chinei, dacă este să ieșim din cadrele europene, n-a mai avut pe teritoriul național atât de multe puncte de concentraționare și atât de mult deținuți politici. Pe urma exista rezistența din munți, un fenomen unic în istoria europeană a secolului 20, care nu poate fi trecut cu vedere și care a durat poftim? Și care a durat până pe la începutul anilor 60. A avut această extraordinară rezistență din închisori, dublată de această creativitate a spiritului românesc în regim concentraționar, iarăși un fenomen unic. Să știți că au mai existat închisori și până altă parte, inclusiv în Rusia, nu mai vorbesc, dar o literatură de o asemenea învergură, ieșită de la, chiar de la cei care au făcut închisorile, sau mă rog, croită pe marginea acestei experiențe limite, nu mai există nicăieri. Această uriașă literatură a închisorilor, cum o numim, care cuprinde și poezie și proză, dar poezia este experiența cea mai autentică, mai imediată a mitului concentrațional. Se făcea poezie pentru că poezia, având caracter mnemotehnic, nu? Se învăța în afară cu ușurință, se transmitea mai departe. Proza e mai greu, proza s-a scris de obicei în perioada post-concentraționară, este relatarea evenimentelor cu oarecare distanță în timp, nu mai are același fior al autenticului pe care îl are poezia. Dar există 200 și ceva de poeți contabilizați ai închisorilor, autori a mii de poezii. Încă nu s-a realizat o antologie exhaustivă. Unii dintre ei poeți extrem de valoroși, cu nimic mai prejos decât cei mai însemnați poeți din literatura română, și clasică și contemporană. Și a existat această extraordinară literatură memorialistică, memorialistică de închisori, care însumează aproape 2000 de volume în momentul de față. Cred că nimeni nu se poate lăuda de fișitic pe toate. Și probabil că revelațiile vor continua, că încă există chestii nepublicate, sigur nu sunt toate de același nivel al expresiei, știu, nu toate se ridică la nivelul artei și așa mai departe. Mulți nu-și propun să facă din asta un exercițiu artistic, ci numai o formă de mărturisire, pur și simplu. Iar unii chiar văd în literaturizare un defect. Adică, stai domne, ne jucăm cu chestiile astea, sacrificăm autenticul, nu? Și așa mai departe. Există diferite tipuri de abordare a problematicii, dar cert este că această literatură există cu toată această bogăție de forme ale ei, iar câteva dintre aceste cărți sunt chiar referențiale, nu numai în cultura românească, și îndrăznesc să spun, ar trebui să fie referențiale chiar și în cultura europeană. De acest gen de literatură se apropie cel mai mult cartea doctorului Dina, care este atipică, pentru că doctorul Corneliu Dina, născut în 1942, n-a făcut închisoare. N-a trecut nici până experiența pușcăriilor, nici a lagărelor, nici a domiciliului forțat. N-a avut relații directe cu rezistența din munți sau cu orice altă formă de rezistență în vremea anilor comunismului. Cum a reușit
să ajungă la această sinteză romanescă, extraordinar de vie și de autentică. Este o baie de istorie, scriu în prefață, în care simți efectiv răceala apei și pietrele sub picioare. Extraordinar reușit să transpună în pielea fiecărui personaj, să refacă situațiile de epocă, să zugrăvească o frescă uriașă și complexă a unei dintre cele mai greu cuprins epoci din istoria contemporană a României. A stat de vorbă cu foarte mulți foști deținuți politici și a reușit să sintetizeze în mod magistral, genial, a spune, tot ceea ce a auzit, retopind sub forma acestui roman. Informația este extrem de exactă. Situațiile sunt atât de bine prinse încât am stat de vorbă cu foști deținuți politici care au apucat să citească romanul și sunt fascinați. Ce nu se poate, nu, ăsta n-a fost în închisoare? Nu. Vrei, zici că e rup de acolo bucățică. Deci, cunoaște foarte bine, până la detalii, toată această experiență, numai din auzite. Asta este un dar, într-adevăr, extraordinar de sinteză literară, nu-l are oricine. Și reușește un roman în care nu arată numai ce se întâmplă la Valea Nistrei, care este o, de fapt, n-a existat această închisoare, o ficțiune. De fapt, ea sintetizează și simbolizează tot universul concentrațional. Și de aici pornesc toate firele romanului. Valea Nistrei este cumva ochiul magic în care este privită întreaga realitate, nu? Și în care se adună toate firele epice. Dar el nu zugrăvește numai viața de pușcării, ci toate formele de rezistență. Asta este fascinant în carte. De fapt, romanul se deschide cu forma de rezistență a exilului românesc. Personajul cheie al romanului, o să vedeți, este Radu Pavelescu. Deci, iată, rezistența anticomunistă din exil. Apoi, sigur, rezistența anticomunistă din lagăre și din închisori. Rezistența anticomunistă din munți. Sunt câteva capitole remarcabile pe tema aceasta. Dar și rezistența de zi cu zi, în viața domestică. Rezistența nespectaculoasă, să spunem, a omului care încearcă să facă față acestei lumi care se chinuiește să-l denatureze sau să-l anuleze. Toate tipurile umane defilează în fața noastră, toate situațiile de viață. Îi vedem și pe burghezii, mă rog, care își trăiesc agonia, îi vedem și pe noi proletari, numai generații heirupurilor comuniste, îi vedem și pe cozile de topor ale rușilor, îi vedem și pe rușii care lucrează la fața locului primiși de Kremlin. Deci o întreagă faună umană, să zicem, dacă îmi permiteți sintagma, în care cei care au trăit vremurile recunosc chiar anumite personaje autentice. Cei care au făcut închisoare recunosc în multe din personajele doctorului Dida, personaje concrete în închisorile comuniste. Sigur, aici discuția e controversată, nu se poate intra în amănunte și nici nu e important. Pentru că până la urmă, ceea ce prevalează și trebuie să rămână în conștiința noastră este valoarea simbolică a acestor personaje, a acestor situații care chintesențiază o lume și o epocă. Eu sper din toată inima că această carte va avea un destin mai generos în viitor și că vom reuși la un moment dat să obținem și bunăvoința și receptivitatea criticii literare, cel puțin până criticii și istoricii literari mai tineri, care, vindecați de anumite inerții și prejudecăți, vor reuși să ia lucrurile de la capăt și să ne redea adevărata memorie românească, fără de care nu contăm în istorie. Vă mulțumesc!